Salutare și bine ne-am găsit la un nou episod din Experimental Sunday. Eu sunt gazda voastră, Mihai Fetcu, și astăzi vom vorbi despre gigăre. Gigărele sunt aceste instrumente de bar pe care le vedeți aici, cu care noi măsurăm diferite lichide atunci când preparăm sau servim băuturi. Vreau să fac o precizare de la început. Acestea nu se numesc țoiuri. Țoiul este acel cilindru gradat de sticlă cu măsura 50-100 sau poate să fie și mai mare. Noi l-am văzut în copilărie sau eu cel puțin în berările acestea de cartier. Practic, conform legii, ar trebui normal să ai așa ceva în bar și practic aceea este măsura omologată, acceptată de Asociația Meteorologică, însă sunt foarte puține baruri spre deloc care folosesc așa ceva on a daily basis. Practic, acestea le vedem în baruri și o să trec așa ușor prin ele, poate pe unele nu le-ați văzut sau nu știți exact care este semnificația lor. Așadar, o să începem de la stânga la dreapta. Aici avem un jigger vintage, care mi-e place foarte mult. Eu îi spun helicopter jigger, nu știu exact care este denumirea lui, pentru că am văzut un singur exemplar pe care am reușit să-l cumpăr la o licitație de bar. Partea asta de sus are un os, aproximativ 30 de mililitri, și partea interesantă este atunci când torni cu el, nu trebuie să faci la fel ca celălalt, să torni așa, pentru că lichidul vine prin partea de jos. Și haideți să vedeți la ce mă refer. Să zicem că avem un pahar în care trebuie să turnăm un lichid. Aici am apă, în această sticlă goală de Monin. Apropo, cine vrea sticle goale pentru fler sau altceva, dați-ne un semn pentru că depozitul nostru se mărește și nu mai avem ce să facem cu ele. Revenind la ale noastre, jiggerul cu aceste două piciorușe îl poziționez pe pahar și torni aici lichidul, după care dai drumul și curge, da? Practic pentru cei care le tremură mâna și nu vreți să dați pe lângă, vă recomand ăsta. Frumos, curge aici. N-aveți pil și cam asta este și este foarte interesant și pe bar arată foarte, foarte bine. Al doilea jigger și probabil unul dintre cele mai populare din barul de la noi este acest jigger, așa zis, european, compus din două părți. Avem aici partea aceasta, merge până la 30 de mililitri, dar avem 20 cu 40, 25 cu 50, aici avem 30 cu 60. Însă, mare atenție, 60 în caz de față sau înseamnă ras. Da? Deci, lichidul să fie fix aici deasupra și meniscul este acceptat să aibă un mililitru sau 2 deasupra, adică mini domul acela care se găsește aici. Mi se pare o ustensilă foarte simplă de folosit. Eu toate turnările mele le fac așa. Torn aici și după aia direct aici. Am văzut că sunt care toarnă aici și după care mută paharul. Fiecare face cum vrea. Acum nu să intrăm în dezbateri legate de tehnică. Pentru mine varianta cea mai simplă este aceasta. Pentru că dacă îmi tremură mâna sau ceva, pot oricând să-i dau drumul aici și gata. Mai departe avem acest jigger englezesc. Se găsește de obicei în barurile din UK. Le-am văzut acolo foarte, foarte des. Ca și diferență, este cilindric și are o singură măsură. Deci nu este așa cu două măsuri, este cu o singură măsură. Așa am văzut de 30, de 25. Acum ideea este că ozul din UK nu este același cu ozul din America, dar e diferența acolo de câteva zecimale. Dar am văzut acum că au apărut și pe Europa, adică sunt deja în unitatea asta de mililitri și nu în oz. Ca și principiul la fel, pac, ăsta teoretic ar trebui să fie de 24 și un pic, dar fiind pentru Europa, este la 50 de mililitri. Normal e la 2 shaturi sau un shat.
cum a depinde fiecare producător, a început să-și diversifice portofoliul pentru a vinde mai mult. Adică producătorul, de exemplu, ăsta este făcut de Beaumont din UK și a zis, doamne, nu vinde numai în UK pentru că e o piață limitată, hai să vindem și în restul lumii. Și atunci o să vedeți și ăstea acum, care era un Oz american, sunt în mililitri. Ceea ce ne duce la următorul Jigger, este acesta american. Diferența între acestea două este faptul că este un pic mai scund și mai lat. Și aici asta îmi place foarte, foarte mult, că în caz că ai turnat lichidul ras, te ajută foarte mult la turnare marginea aceasta alungită. Dintre toate este jiggerul meu preferat și la concursuri mă duc doar cu jiggerul acesta, da? Este old school, vedeți ce frumos se vede firul și nu scapă nimic, nu spicură nimic pe lângă. De aceea, toate concursurile mele, atât în țară și în afară, au avut acest jigger. Mai departe au venit japonezii cu influența lor și s-au gândit să facă un alt tip de jigger pe care noi nu l-am văzut decât de vreo câțiva ani încoace, să zic vreo 8 ani, dacă nu mă înșel. Și avem acest jigger de tip Yukiwa. Yukiwa fiind un brand în Japonia de produse de bar și după cum vedeți forma este diferită, nu mai are nicio legătură cu asta. Am promutat partea asta de margine, așa ușor alungită de la jiggerul american, dar este mult mai înalt și ca și prindere nu mai este așa, deși am văzut că mulți baroni folosesc așa, ci este așa. Practic, asta este priza clasică japoneză pentru un jigger. Aceste două degete din față să fie aici împreunate, iar al treilea inelarul să-l ține aici. Practic, se spune, și atunci când vine un cutremur, atunci când torn, el rămâne drept. În caz de față, nu e neapărat nevoie să-l țineți așa, eu îl țin fix aici în spate, iar ca mișcare este foarte simplu, nu faci decât să îndrepți încheietura. Iar el este foarte, foarte rezistent, da? Deci, practic, dacă îl miști repede, repede, nu începe să se bălângâne, da? Să fie instabil. Pui și al treilea deget și este foarte, foarte stabil. Și vă arăt și turnarea, dar probabil că o știți mult mai bine decât mine. Ușor, te oprești unde ai nevoie și nu faci decât să îndrepți încheietura. Acum sunt fel și fel de stiluri de a turna cu jiggerul, tot felul de chestii, pac, pac, învârtel, nebunii și așa mai departe, flic-flacuri, piruete, treaba voastră. Din punctul meu de vedere, dacă turnați ok, n-aveți decât să turnați și din pod, și din avion, și de unde vreți. Important este ca voi să respectați măsurile. Încă o chestie legată de jigger, este tot o filozofie japoneză. Ei consideră jiggerul ca fiind cariera unui barman, ăsta fiind trecutul nostru, ăsta fiind viitorul, vedeți, e mai mare, deci viitorul sună bine. Și partea asta centrală este prezentul, momentul de acum. De aceea îl ținem în trei puncte, pentru că vrem cu aceste două degete să stăpânim foarte, foarte bine prezentul, iar cu al treilea, ușor, ușor dăm drumul la trecut. Iar cu cât facem mai multe turnări corecte, cu atât viitorul nostru va fi mai bun și mai productiv. Așadar, o chestie faină gândită de japonezi, mie îmi place foarte mult. Și tot timpul în prezentări aduc aminte oamenilor legat de aspectul acesta, pentru că înseamnă că cineva undeva s-a gândit la meseria asta de barman ca fiind mai mult decât o meserie de la 9 la 5. Bun, ultimul jigger din colecția japoneză este acest Mr. Slim, care este foarte, foarte popular și foarte multă lume l-a abordat din prima. Și mie îmi place foarte mult, mai ales că pe interior are niște gradații și atunci puteți să vedeți exact 15, 30, 45, 60, 90 și așa mai departe. Asta este varianta mică, este o variantă și mai mare. Iarăși la fel exact aceeași priză. Dar eu aș spune este deja pentru barmanii mai experimentați, pentru că deja nu mai are latura aceea, gura
alungită și pur și simplu este un jigger de precizie, trebuie să știi foarte bine să torni cu el. Acestea sunt variantele moderne, asta este varianta clasică, iar ăsta, ultimul, este un jigger pe care, sincer să spun, vă spun, nu l-am folosit niciodată într-un bar, pentru că este foarte sensibil, este din ceramică și face parte dintr-o colecție veche, și anume o colecție care aparține a celor de la The Woodpecker și conform produs specificațiilor produsului este un Martini Measure, da? Nu este un jigger. Practic, o variantă safe dacă vreți să faceți un martini corect. În varianta asta înseamnă un dry martini 4 porți gin la o parte vermut. După cum vedeți, este foarte greu de manevrat. O să încerc totuși, cred că este prima tentativa mea de a turna în direct cu așa ceva. Să aduc mixing glass-ul mai aproape. Să fac un pic de loc, ca să se vadă. Și eu o țin tot așa ca un jigger japonez, deși e destul de incomod. Și avem aici patru variante gin, patru părți gin, pardon, cu o parte dry vermut. Și mai departe dăm stir și avem un martini perfect. Este mai mult pentru colecționari, pentru că, sincer să fim, ăsta nu-l văd într-un bar și mai ales la prima cădere. Caput, s-a terminat cu el. Deci, pentru bar, recomand cu căldură oricare din jiggerele acestea, chiar și acesta, dacă îl găsiți de undeva, fiind din oțel inoxidabil, este foarte, foarte rezistent și este un crowd pleaser. Eu ăsta îl folosesc cel mai des, sunt cel mai safe cu el, sunt împăcat cu gândul, deși alții fac tot felul de turnări, de nebunii, de învârteli cu ăsta, eu sunt liniștit și confortabil. Am trecut de perioada respectivă, știu că am avut și o perioadă în care făceam tot felul de chestii de astea cu jiggerul, toarne la dur, dă-l peste spate, fă-l învârtel. A fost, mi-a plăcut, a trecut. Important pentru mine acum, în momentul de față, este ca băutura voastră sau oaspeților care vin la mine să aibă măsura corectă și rețeta să fie respectată așa cum trebuie. În rest, fiecare este liber să facă ce dorește. Acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like, un share și, de ce nu, un subscribe. Doar așa vom putea fi mai aproape. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!